Ne apropiem din ce în ce mai mult de un diagnostic grav. Riscăm să devenim țara fără medici. O arată numeroasele cereri de ridicare a certificatului de specialist pentru a putea emigra. Iar târgurile de profil sunt asaltate de medici, cum s-a întâmplat și astăzi la Timișoara. Germania, Franța, Spania, Irlanda, Marea Britanie sau țările scandinave fac oferte de 1000 de euro pentru medicii noștri. Doar astăzi, la târgul de la Timișoara, au fost prezentate peste 2000. Pe o scală de la, 50.000 sau 45.000 de euro până la 80.000 de euro anual. Medicii noștri nu pleacă doar pentru bani. Mi-am respectat foarte mult țara, pacienții, dar când vezi că patria, poporul nu mai are nevoie de tine, te umilește într-atât. Simți nevoia de respect. Minodora Hriniuc e medic generalist în Arad. Astăzi și-a depus dosarul pentru țări străine. 27 de ani a muncit în România. Vorbesc și engleză, și franceză, și germană. Ați vrea să plecați? Da, da. Nu mai are niciun sens. Absolut toate valorile în care am crezut au picat. Trist este că medici cu ani de experiență în spate trebuie acum să-și petreacă ultimii ani din carieră departe de casă. Marius Pava a venit la târg să se intereseze de oferte pentru mama sa. Eu vă dau un simplu exemplu. Pentru mama mea, care este 23-24 de ani de medicină generală, ia un salariu de 12 milioane. Și medicii care sunt la început de drum au același gust amar. Foarte dezamăgită și, în primul rând, de salariu și, pe urmă, de condițiile de muncă. Așa că azi a făcut primul pas spre țări care îi vor aprecia valoarea. Ceea ce ați făcut dumneavoastră aici este recunoscut în Belgia și, bineînțeles, ceea ce să faceți acolo ca și curiculă este recunoscută la întoarcere. Trebuie să aveți un certificat de conformitate. Statisticile arată că un medic din trei vrea să emigreze.